E foarte important. În momentul în care domnul președinte Marius Mău era președinte și în momentul în care am muncit pentru crearea acestui organizații, de-a lungul timpului am ajuns să avem, unde am notat eu și le avem aici, că ăsta e dosarul cu toate cele, deci aici e dosarul cu toți membrii, cu cotizații, ce au plătit, cum au plătit fiecare, că lucrăm într-o instituție, nu lucrăm la magazin. Am avut 1235 de membri plătitori de cotizații. Astăzi, la biroul județean, mai există doar 100 de membri cu cotizații plătite.